Bună seara și bine v-am regăsit, columbofili adevărați. Vreau să vă prezint această femelă poloneză care mi-a intrat astăzi. Are 5 ani, o să vă spun și imediat seria. O pun pe canalul meu. O pun pe canalul meu dacă cumva a scăpat de la cineva din crescătorie, din matcă, pentru că nu are chip. Cu mare bucurie o înapoiez înapoi, bineînțeles, dacă proprietarul îmi face dovada, pedigriu sau măcar talon. Săraca foarte epuizată, o femelă de Polonia, imediat o prinsă foarte înfometată, de-abia mai zbura. Să vă spun și seria, da? 3, 2, 8, 0, 4, 4, 1, da? Din 2015. O femelă frumoasă, micuță, cred că de maraton. Cine știe, săracă, pe unde umbla, a mâncat și a băut apă. Da, mie îmi place femela, dar cu mare drag o înapoiez celui care va face dovada sau îi a scăpat, sau dacă știți cumva prin Polonia, filmulețul acesta se poate pune. Știu că sunt prieteni columbofili români care locuiesc în Polonia, cu mare drag o înapoiez. O să o țin închisă câteva zile și dacă nu va spune nimeni că este a lui, voi vedea eu ce o să fac cu ea. O te o lăsă să și zboare. Da? O femelă foarte frumoasă. Așa trebuie să facem toți. Tinerilor în special, când vă intră un porumbel pripășit, străin, vă rog țineți-l câteva zile până se îndrăvânește și pe urmă dați-i drumul. Nu o să facem nimic, vă spun, vă garantez, nici Dumnezeu nu ne va ajuta cu porumbeii altora prinși, da? Stop braconajului și m-aș bucura tare mult dacă i-aș găsi stăpânul acestei frumoase femele din Polonia. Vă salut cu stimă și respect, columbofili adevărați!